fost că în momentul în care m-am ridicat de acolo, am simțit că ceva s-a întâmplat cu chimia creierului și cu chimia inimii mele. Am simțit că sunt liber și primul lucru a fost să-l trezesc pe unul din foștii secretari ai Camerei Deputaților. Nu-i dau numele pentru că nu mi-a mai permis. Vasile știe despre... El a auzit mărturia mea, știe despre cine e vorba. Și în noaptea aceea, de 17 noiembrie, i-am mărturisit întoarcerea mea la Hristos, sau pocăința mea. Pocăință însemnând întoarcere la Dumnezeu. De la pierzare la Dumnezeu. Nu-mi cereți să vă explic în detaliu. Cert este că din momentul acela aveam o poftă nebună să le spun și altora că Dumnezeu există. Că omul nu este un accident cosmic, că nu se trage din maimuță, nu este un produs al evoluției. O, nu! Pe om l-a creat cineva și acel cineva este Dumnezeu. Amin. Doar omul are această capacitate fantastică, extraordinară. Ei, acest, în ghilimele, prieten m-a turnat așa pe direct la Comisia de Etică și Disciplină a Comitetului Central. Și după o judecată de 5 ore, prezidată de ministru pentru problemele tineretului, am fost exclus din toate funcțiile, mi s-au retras toate prerogativele și, bineînțeles, că am fost trimis să meditez pentru 3 ani și jumătate la canalul Dunăre Marea Neagră. Sigur, nu să fac propagandă, ci să-mi fac norma și să... trec seara la lecții politice, pentru că ei credeau că prin muncă și prin lecțiile politice o să-mi scoată din cap ideea de Dumnezeu. Chiar m-au amenințat când am fost pus să aleg între am continua studiile și a renunța la Hristos. A fost primul test despre care Mântuitorul spune în Evangheliile Sinoptice, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Vă spun acela dintre dumneavoastră care căutați sincer să trăiți creștinism. Pentru că, din păcate, ca națiune, noi suntem, din punct de vedere istoric, o națiune creștină. Da, nu am venit la 1000 de ani distanță la Hristos, precum slavii de răsărit și slavii de cen. Adică, poporul rus și celelalte națiuni slave s-au convertit cu 1000 de ani în urma noastră. Nu am fost botezați așa cum poporul maghiar și el la anul 1000 creștinat cu Ștefan cel Sfânt, da? Și citim istoria Ungariei, i-au fost botezați cu cai cu tot în Dunăre. Noi ne lăudăm cu creștinismul nostru bimilenar. Asta este istorie. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu însă, vă reamintesc, avem nevoie ca în fiecare generație să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință și cu credință. Este porunca lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Chiar dacă unii ne spun, dar poporul român, domnule profesor, domnule pastor, poporul român e creștin, oameni buni. E una. E ca și cum ai spune că dacă copilul tău se află în pântecele mamei în timp ce traversează Atlanticul spre New York în avion, deci dacă se naște în avion fetița ta sau copilul tău, automat iese aeroplan sau stewardess. Și spun lucrul acesta pentru că eu știu și să glumesc și am un umor sănătos. E ca și cum dacă copilul tău s-ar naște într-un garaj, iese mașină. Înțelegeți lucrul acesta? Așa suntem noi de creștini. Fiecare generație, fiecare generație, fiecare român are nevoie de întoarcere, de cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că, să vă mai spun ceva, dragilor, și mă bucur că Duhul Sfânt a creat o stare extraordinară de comunicare, chiar dacă cu unii m-am văzut pentru prima dată, alții poate ați venit pentru prima dată în locul acesta. Creștinismul nu e religie. Creștinismul e relație. E ca și în căsătorie. Observați când vin la personal cu un român sau o româncă și cunosc foarte bine, pentru că am și studii în etnologie și folclorul poporului român, de pe vremea când eram în Comisia de Cultură și Propagandă, am făcut aceste studii, românul fuge și se ascunde la plural. Când îi spui, Domnul Iisus e Mântuitorul tău, el spune, omul, Mântuitorul nu
Nu, nu, al tău. Pentru că El știe. Avem noi o doză de inteligență, de șmecherie la tine. El știe că atunci când e Mântuitorul și Domnul tău, El trebuie să domnească peste tine. Și nouă nu ne place să domnească El. Nu ne place, spune, Doamne, fac ce vreau cu viața. 3 ani de zile am dat la târnacop și vedeți că nu prea am mâini de pălmași. Dumnezeu e Cel care creează unicate. Unii sunt pricepuți la muncile grele. Alții sunt pricepuți artizan, aurat. Alții sunt, așa cum am văzut în seara aceasta, ceata de levit și aș vrea să-mi spună la urmă Vasile, Doamne, cum îi găsești, Domnul? Așa cum știți, eu am contribuit la conducerea la Hristos a multor lăutari și a multor leviți. Unul dintre ei este Dinescu și mulți alții. Dar așa multor interlopi. Oamenii spun, dumneavoastră comunicați altcumva Evanghelia decât popii și pastori. Ăia sunt ca, precum spunea Creangă, logofeți brânză în cui. Așa, vin cu lucruri clare, foarte dogmatice, noi nu pricepem. Noi suntem oameni recuperatori, noi suntem oameni care avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu ne-a iertat și ne-a făcut copiii Lui. Și asta este realitatea. Dacă din mine un ateu cu studii superioare Dumnezeu a făcut un copil al Lui, fiți convins că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească de orice nelegiuire. Glorie Domnului! Asta o spun acum unui grup de interlop din Arad cu care fac studii marțea. Și un grup de interlop, oameni care dacă v-ar povesti și sper să-i aduc aici și mă bucur să fie și domn primar, se aduc într-o seară aici pe câțiva să-i vedeți campion național la arte marțiale, campion național la box, oameni care au tâlhărit, oameni care au recuperat, oameni care au dus persoane lipsite de mușchi, le-au pus în portbagaje și au ajuns în păduri și de acolo storceau și bani și viața și sănătatea. Și astăzi, dacă te uiți la ei, nu-ți vine să crezi ce a făcut Hristos Domnul. Glorie lui Dumnezeu. Nu eu. Eu am fost doar instrument. Și am spus, vrem să faceți un, vrem să creștem în cuvântul lui Dumnezeu. Familia m-a considerat mort pentru 8 ani de zile. Părinții și frații și mai ales rudenile mele, eu vin dintr-un neam foarte mare, niciunul pocăit, în care, ca să vă faceți doar o impresie, pe scurt vă spun că suntem la ora aceasta în viață, 54 de verișori spița întâia. Am fost 60, au trecut 6 la Dumnezeu, la cele veșnice. Ei, toți au spus, Domnule, ne-ai terminat. Toți ocupau funcții politice și administrative în armată, securitate și în învățământ. Rector la Academia de Ofițeri din Sibiu, la Școala Superioară de Ofițeri din Sibiu, alții la București, general, colonei. Sus, tu ai fost pe funcția cea mai înaltă și acum ne tragi după tine. Te vom termina. Pentru noi ești mort. 8 ani de zile m-au trecut la index. De aceea și tema seriei acesteia, cine ne va izbăvi de Dumnezeu, vă vorbește un om care a fost izbăvit de Dumnezeu. Amin. Un om care a văzut mâna lui Dumnezeu. Și nu numai la canal, dar și în perioada în care Dumnezeu m-a dus în spatele frontului irachian, pentru că lucrând ca hamal, după eliberarea de la canalul Dunăre Marea Neagră, trebuia să faci ceva atunci. Nu puteai să stai ca astăzi fără ocupație, pentru că te lua Dinamo de pe stradă, te ducea la șantierele naționale ale tineretului, da? Atenție, dinamoviști, da? Și ți se dădea de lucru. Nu exista șomaj. Trebuia să ajungi la construcția orânduirii socialiste multilaterale dezvoltate. Și atunci, ca să nu fiu prins iarăși să fiu trimis la canal, m-am angajat unde puteam să mă angajez. Singurul loc de muncă era în portul Constanța, eu fiind constanțean, Cahamal. Acolo era și o latură care pe lângă blugi, Kent și cafea, mai scoteau din portul Constanța și Pini. Pentru că această carte pe care dumneavoastră o aveți acasă, unii o citiți, alții nu, această carte era, atenție, marfă interzisă, ilicita în latină, înseamnă interzis. Erai prins cu mai multe Biblii, făceai pușcărie. Da? Și imaginează-ți că
În timp ce noi îi ajutam pe filisteni, cum le zic eu, celor fără de Dumnezeu, să scoată blugii, țigările și cafeaua, și ei ne ajutau pe noi să scoatem din portul Constanța Bibliile. Fie că trebuiau să ajungă în Ucraina, fie că trebuiau să ajungă în Ungaria, ele intrau 80% pe calea apei. Și într-o astfel de razie, când a fost filiera pocăiască, ortobapticostală după Evanghelie, de servici, agenți vamali, tractoriști luteriști, hamali, macaragii, cei de la paza contractuală, când au fost de servici, într-o noapte am scos cea mai mare cantitate de Biblie și Noi Testamente, veneau adventiștii de ziua șaptea cu stupi pe IMS-urile lor, scoteau stupii din centru și băgau box paleții cu Biblie și apoi le duceau în toată țara. Iar când îi oprea dinamo, le scotea cât un borcan de mere sau de propolis. Vă spun un contrabandist. Da? De Biblie. În 82 am fost arestat împreună cu 35 de creștini practicanți din cauza acelei mari cantități în septembrie și am fost trimis în spatele frontului în Irak. L-a încărcat obuze. La 58 de grade la umbră. Războiul irano-irachian a durat 8 ani. Cine credeți că din 59 de derbedei certați cu Barata și o rânduirea socialistă, 23 au murit și au lăsat oasele acolo. Pentru că am fost surprinși de aviația irachiană, de iraniană. Noi sprijinind prin politica de partid și de stat pe Saddam Hussein. Așa m-am întâlnit, că ați auzit de aspectul acesta al celui de-al doilea dictator. Trebuia cineva să îi se adreseze în limba engleză. Și cum erau mai mulți pălmași, că aici e o lege pe care am învățat-o și eu, o sintagmă la canal. Carte multă nu se cere. Să fii prost, să ai putere. Deci erau acolo foarte mulți indivizi care aveau putere, dar nu știau limba engleză. Cum am scăpat? De cele mai multe ori, dragii mei, am scăpat cunoscând istoria Mesopotamiei biblice. Și când veneau tovarășii directori din centrale și tovarășii de partid și de stat, trebuia să-i conducă cineva la Babilon, la Ninive, la Ur, locul de plecare al primului credincios Avram. Și cine putea să le vorbească mai bine decât un profesor de istorie și un creștin practicant? Când mă întorceam, din păcate, găseam colegi de-ai mei care își terminaseră alergarea. În repetate rânduri, Dumnezeu m-a salvat, în timp ce eu le vorbeam despre cum a vorbit Daniel. Cum a fost Daniel în groapa cu lei sau, în repetate rânduri, eram pe movila lui Iona de la Ninive, din nordul Irakului, actualul Kurdistan, la granița Irako-Turcă. De aceea, dacă e să vorbim despre cine ne va izbăvi, de unde ne vine izbăvirea, vreau să vă spun că nu ne va veni nici de la Bruxelles, nu ne va veni nici de la Fondul Monetar Internațional, și de data aceasta vă vorbesc ca politician, și nu ne va veni nici de la Kremlin sau de la Washington. Pentru că am văzut în scurta viață prea multe imperii care nu mai sunt. Cine credea că o să cadă după 75 de ani colosul de la răsărit, Uniunea Sovietică? Nimeni. Cine credea că o să cadă Securitatea și Ceaușescu în România? Nimeni. Ei, prin 1979 la canal, vorbeam la Vocea Evangheliei cu ocazia celor 15 ani de emisie, acum 22 de ore, și acum facem eforturi să prindem tot județul Timiș, pentru că s-a obținut aparatură mai performantă. Și la ora aceasta, Timișoara și în jurul Timișoarei sunt 22 de ore de emisie. În 79 la canal, atenție, noi ne rugam să vină vremea în România să avem radio creștin, televiziune creștină, evanghelizări pe stadioane, Biblie în fiecare casă, creștinismul să se predea ca materie obligatorie în școală. Erau foarte mulți care râdeau și spuneau, creștini, acolo închiși. Niciodată asta nu se va întâmpla în România. Eu spuneam,
deși nu am darul prorociei. E adevărat că mai prorocesc și eu. Dar eu nu sunt un proroc care convine multora. Eu sunt de genul lui Mica, fiul lui Imla. Adică prorocesc, dar nu place celor cărora le prorocesc. Și atunci nu prea sunt acceptat. Pentru că știți că prorocii sunt de trei categorii. Proroci mari, proroci mici și proroci mincinoși. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus să ne ferim de prorocii mincinoși. Amin. Pentru că se vor înmulți. Și iată anul 2012, care îl încheiem imediat, se încheie cu o mare prorocie mincinoasă. Vis-a-vis de 21 a 12. Să știți că mulți o iau în serios. Pe noi ne-a ferit Duhul Sfânt să ne ducem în rătăcire. Dar la ora asta, imobiliarele cu buncăre antiatomice, anticataclismice, e cea mai prosperă afacere în Statele Unite ale Americii. Și vă rog să rețineți că sunt persoane, Doamne și Domn, ca și dumneavoastră, dar cu mulți mai mulți bani ca dumneavoastră și cu mult mai multă școală care își procură aceste stabilimente contra lui 21 a 12 a 2012. Bucurați-vă că Duhul Sfânt încă n-a fost luat din România. Bucurați-vă că Harul n-a fost luat de la români și de la românce. M-am întors în țară. Vă spune de ce. În 84, când puteam să rămân la Istanbul liniștit. Aveam vreo 3.000 de dolari la ora aceea în buzunar. Și aveam cărți de credit American Express încă vreo 3.000. Și o excursie în jurul lumii era de 1.000 de dolari. Cu vapor. La clasa 2. Puteam să plec în toată lumea. Am venit în țară pentru că atunci când s-a pus problema să mă întorc acasă, am consultat Biblia pe care o aveam la mine și prin Ezechiel 22:30 Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus: caut un om care să șadă în spărtură pentru țară ca să nu nimicesc. Dar nu găsesc niciunul! Și atunci am închis Biblia. Pentru că trebuie să recunosc. Am avut și eu scăpările mele, fiindcă eram tânăr. Și am zis: Doamne, dar Tu prin Ezechiel 22:30 îmi spui că trebuie să vin acasă? Doamne, dar știți ce era în 84 în România? Știu numai cei din generația mea și cei puțin mai născuți mai devreme decât mine. Știți ce era? Era apogeul, ne plăteam ultima datorie. Erau deja instituite cartelele. Erau instituite rații. Erau două ore de program. O oră era despre preamărirea conducătorilor și cealaltă oră era despre telejurnicul. Adică tot despre neamnicul. Ca să înțelegeți ce era, două ore. Și dumneavoastră vă mai lăfăiați aici cu sârbii și cei din sud cu bulgarii. Iar cei de pe granița vestică cu frații maghiari. În rest, cei din centrul țării nu prindeau nimic. Am venit acasă și am găsit într-adevăr o Românie devastată. Și am intrat iarăși în firea de scripturi, pentru că mi-a plăcut riscul cu Dumnezeu. Este o mare aventură. De data aceasta am început să translatăm, să aducem Biblie din Serbia, în România, pe partea de vest. Și în 88 am fost prinși la Deta și arestați. Împreună cu regretatul poet parlamentar, deputat Petru Luculescu. Ei bine, eu am fost înfășcat, aruncat într-un avion charter cehoslovac și trimis la peste 14.000 de kilometri de România la tăiat 300 de zahăr în țara lui Fidel Castro. Pe termen nelimitat. În 88, în decembrie, era la peste 14.000 Antilele Mari, în Cuba, la lecții politice și cu picioarele în acele cizne care se spărgeau la primii 2-3 pași. Tăind 300 de zahăr și așteptând o să iasă bariton sau evanghelist. Da, uitați-vă la mine, lăsați că el e copil și vorba lui Creangă. Dacă e copil să joace, dacă e popă să citească și dacă e levit să cânte. Vor cânta imediat. V-am dat aceste experiențe din viața mea pentru a înțelege că acolo când am ajuns în Cuba ni s-au confiscat pașapoartele și s-a explicat clar de către secretarul doi al ambasadei. Dacă
Nu sunteți băieți de treabă. Niciunul nu vă veți mai întoarce viu. Și vreau să vă spun că mulți compatrioți de-ai noștri, ca să vă faceți o impresie, erau peste jumătate de milion de români disciplinari acolo. Erau peste 2 milioane de ruși. Toate elementele certate în țările respective socialiste erau trimiși acolo. Sigur că Dumnezeu, dându-mi darul vorbirii în limbi, m-a ajutat ca în 3 luni să vorbesc și limba spaniolă. Așa că eu n-am învățat-o de la tembelizori. Și nici din tembele novele. Da? Am învățat acolo. Acolo, la expoziția României la Havana, cineva trebuie să-i se adreseze lui Fidel Castro. Fidel Castro este absolvent de teologie și de drept. Fidel Castro vorbea de la 3 ore în sus, de aceea i-am speriat un pic pe prietenii mei, pastorul Sucilea și pe Oliver. Eu zic Oliver Twist. I-am spus, cât să vorbesc? 3 ore, 6 ore, 15 ore? Și am spus, o, frate, nu. Duhul Sfânt este aici și Duhul Sfânt înseamnă și înțelepciune. Ceea ce relatez pentru tânăra generație. Pentru că vreau să vă spun că mulți români și-au pus capăt zilelor. Unii își legau pietroaie de gât și se aruncau în blaștinile în care creșteau aligatori pentru poșete, pentru industria turismului din Cuba, care este foarte, foarte, foarte dezvoltată. Cuba este o țară foarte frumoasă, cea mai mare din Antilă, 1000 de kilometri de la Pinar del Rio la Santiago de Cuba. Și atunci m-am adresat celui de-al treilea dictator în viață. Nu mi-au tremurat planetarele, pentru că nu mi-au fost frică de oameni niciodată. Singurul de care mi este și trebuie să ne fie frică tuturor este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Dar un lucru știu, că atunci când am ajuns acolo și foarte mulți ne spuneau că nu vom mai vedea România, lăsasem în urmă soția cu 2 copii sub 3 ani. Și ne-au amenințat și umblau la coarda sensibilă. Dacă nu vă băgați mințile în cap, nu vă veți vedea copiii, nu veți mai vedea țara, nu veți mai vedea părinții. Eu am știut și am avut tăria și credința să spun acolo, la 1000 de kilometri de România, ambasadorului Siminician, pe care în urmă cu 10 ani l-am condus la Hristos, la Suceava. Așa joacă Dumnezeu farse și feste. Când am pătruns în biroul lui și ne-au luat pașapoartele, el ne-a amenințat, spunându-ne că nu ne vom mai întoarce, că nu vom mai vedea niciodată România. Și i-am spus, domnul, tovarășe ambasador, tu să nu vorbești. Și mi-a scos dosarul. Tot ce ai făcut e scris aici. Tovarășe ambasador, va veni o zi când dumneata vei pleca înaintea mea în România. Iar eu îmi voi vedea soția, copiii și țara, țara pe care o iubesc. Și în care am zis pentru prima dată în limba română, mamă. Țara despre care Eminescu spunea în Doina, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâng sub Isa. Că nu mai poate străbate de atâta strâmbătate. Din Mălin la Vatra Dornii i-au mâncat 1000 de corni și nu-i vară vara lui și străin în țara lui, vai de piept român săracul, înapoi de tot caracul. Și nu-i vară vara lui. Și străin în țara lui, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sub Isa. Iată cât de actuală este Doina. Și iată cât de actuală a fost prorocia mea acolo la Havana. Pentru că în ianuarie 90 a fost rechemat de la post acest ambasador. Iar nouă până ni s-a refăcut identitatea, pentru că noi nu mai existam pentru connaționalii noștri, abia în august 90 am fost acceptați să ne reîntoarcem în România la familiile noastre. V-am spus lucrurile acestea pentru că sunteți o parte dintre dumneavoastră, fie primar, fie intelectual, fie studenți, fie elevi, fie părinți care sunteți prezenți, fie oameni simpli, bărbați sau cum spunea marele filozof creștin, babe comunale, simple, cu gândul că nu mai e, domnule, nicio speranță în țara asta. V-a vorbit în seara aceasta un om din adâncul sufletului
care a fost în situații imposibile. Am văzut în repetate rânduri moartea cu ochii. Moartea la doi pași. Moartea care ne însoțese de la leagă și până ajungem, care ajungem la 80, cum zice Biblia, pentru cei mai tari. Ar vrea să vă spun, dragilor, chiar dacă pentru România nu se arată nicio perspectivă, chiar dacă unii spuneți, domnule, sunt bancuri, sau domnule, da, te-a ajutat pe tine Dumnezeu, da, pe mine, aș vrea să vă spun și să vă încurajez cu această idee. Tu și Dumnezeu, și nu uita sintagma aceasta care m-a însoțit, vei forma totdeauna majoritate. Pe calea îngustă, e luptă. Pe calea Domnului Iisus Hristos nu sunt oameni care să te aplaude. A fi creștin într-o societate secularizată, într-o societate neopăgână, acum la zorii mileniului 3, nu este simplu. Într-o lume în care, așa cum ați auzit, și într-o societate în care mall-urile sunt pline duminica și călătoresc, ca și prietenul meu, Micula, destul de mult, în 3-4 județe uneori, doar într-un weekend, și văd că parcările la biserici sunt goale, lăcașele sunt goale, dar mall-urile și toate firmele de entertainment fac afaceri uriașe, în timp ce noi ne lăudăm că suntem creștini. Dacă cineva îmi spune, domnule, de ce ești optimist? Îi voi spune, nu sunt optimist. Nu sunt nici pesimist. Dar cum ești? Sunt realist. Știți care e deosebirea între un pesimist, optimist și realist? Pesimistul nu vede tunelul. Decât tunelul și întuneric. Dar nu vede tunelul. Numai întuneric. Optimistul vede tunelul și capătul tunelului. Dar realistul vede tunelul, capătul tunelului, următorul tunel, capătul tunelului și la sfârșit lumina care este Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Lui. De aceea este important să te întrebi astăzi, când vezi că doar șmecherii, doar miliardarii siniștri, cum îi numea Dugulescu în Rugă pentru Națiune, apăruți peste noapte, dar la fel de repede îi vedem că DNA-ul începe să-și facă treaba. Într-o vreme în care copilul tău de la Sfânt Mihaiu German nu poate accede în cercul și elita intelectuală de la universitățile din Timișoara, pentru că acolo iară sunt clanuri, sunt finii și cuscri și cumetri. Într-o vreme în care dacă n-ai puțin bani, nu poți să fii operat și e trist că își vând oamenii casele, își vând oamenii proprietățile pentru un simplu stent ca să-și prelungească viața. Într-o astfel de Românie divizată, când și astăzi auzeam că simbolul statului, care este președintele, așa cum e el, ne place, nu ne place. Mie trebuie să-mi placă că-s creștin și-s constanțean de-a lui. Și Biblia ne învață să iubim până și pe dușmani. Noi creștinii trebuie să iubim pe toți, nu din teorie. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin. Dar astăzi, în ziua națională, auzeam pe Europa FM destule grupuri din astea revarșande care fluierau și huiduiau simbolul statului. Și atunci despre ce vorbim noi astăzi, domnul primar? Doamnelor și domnilor, copii tine, pruncilor, despre ce vorbim? Despre a ne iubi țara când nu ne putem abține, nu putem trage fermoarul măcar o oră. Nu-i neapărat nevoie să luăm acasă pe Băsescu sau pe Ionescu sau pe Iescu care m-au urmat. Pentru că avem un blestem cu Iescu ăsta de la Antonescu în coace. De la generalul Antonescu, să nu fiu înțeles greșit. Da? E la noi o chestie cu Iescu. Dacă nu ești Iescu, nu accesi. Dar vreau și cred din toată inima că Dumnezeu în 89 s-a întors cu adevărat în România. Și îmi place să cred că la 22 de ani se întoarce Dumnezeu în România, trecând prin vamă, fără pașaport, să ne aducă în țară omenia, o marfă ce am vândut-o la export. De asta avem nevoie. Să nu ți se spună, cine sunt părinții tăi? Unde ai terminat școala? Lasă Mihaiu German. Și ce? Marile genii ale României nu s-au născut nici în Timișoara, nici în București,
nici în Ploiești și nici în Constanța mea natală, cel mai vechi oraș, anticul Thomas. S-au născut la țară, pentru că Blaga spunea, veșnicia s-a născut la sat. Știți ce fac când vreau să mă recreez? Fug, nu la german, fug la românul, unde am o familie de suflet de care mă îngrijesc, alături de copiii străzii, proiectul Drag Mie, înființat împreună cu regretatul Dugulescu. Apoi, vin aici, la Sfânt Mihai Român, știți de ce? Să-mi încarc bateriile, să stau puțin în natură. Închid telefoane, închid televizor, închid internet, computer, radio, pentru că am nevoie. Am nevoie de liniște. Am nevoie să-mi țiuie timpanele, că nu mai zbârnuie telefoanele, că nu mai vrea cineva o intervenție, că nu mai vrea cineva o adunare de fonduri pentru o operație unui micuț. Și dați-mi voie să vă spun, la cei aproape 50 și treaba mea de ani, în curând 60, ca să nu fiți curioși, că na, sunt de la spate liceu, dar de față muzeu. Eu rămân un realist. Știți de ce? Pentru că Mântuitorul este Domnul și Stăpânul. Amen! De aceea când vă veți întreba pruncilor care sunteți acum la pragul maturității și veți bura, poate nu atât de devreme, pentru că va trebui să mergi la școlile cele mari din Timișoara și aici sunteți doar o apropiere așa și o suburbie a Timișoarei, dar va veni o vreme când vă veți întreba și eu, bun, am terminat facultatea și ce fac? Sau am terminat medicina și ce fac? Eu visez și cred din toată inima că ajutorul ne vine de la Dumnezeu. Amin. Amin. Gândiți-vă, domnul primar și doamnelor și domnilor invitați, ce înseamnă o comunitate ca și Sfânt Mihaiul German cu frică și temere de Domnul? Va mai fi o problemă să-ți lași celularul în birou la pastorul Sucine? Nu. Va mai fi o problemă să-ți lași mașina deschisă pe stradă și pe uliță în Sfânt Mihai? Gândiți-vă ce înseamnă o comunitate cu frică și temere de Dumnezeu. Gândiți-vă ce înseamnă un Banat, o Timișoară și o toată țara cu frică și temere de Dumnezeu. Gândiți-vă la aspectul acesta și încă ceva. Cu cine ați vrea? Dacă ați rămâne în pană pe o iarnă sau pe o ceață sau pe o ploaie torențială la două noaptea, cu cine ați vrea să vă întâlniți pe stradă să vă ajute? Niște tineri care vin de la discotecă sau niște tineri care vin de la biserică? De la biserică. Domnișoarelor care sunteți aici, sunteți frumoase, pentru că româncele sunt și frumoase, sunt și credincioase. Cu cine ați vrea să vă întâlniți dacă, Doamne ferește, ați suferit un accident și ai fi singură la volan într-o noapte cu câțiva maneliști? Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar gândiți-vă că băieții ăștia se ocupă și cu consumul de el, da? Sau cu oameni care vin de la o noapte de stăruință. Să vă aud, doamnelor, domnișoarelor, sunt convins că aș vrea să fie niște oameni care să spună cu ce vă putem ajuta. Unde vă e roata de rezervă? Așa se pune problema. Așa se pune problema. De unde ne va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. Care a făcut cerurile și pământul. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Sunt convins și încă o dată, în încheiere, vreau să vă felicit pentru inițiativa aceasta. Eu sper și am credința și când spun aceasta nu mă joc. Eu știu ce înseamnă să trăiești prin credință și să umbli prin credință, pentru că am trecut prin atâtea și v-am spus doar pe scurt. Aș putea să vă țin până dimineața. Dar nu vă țin. Nu pentru că mi-e somnie. Nu. Ăștia trecuți de 50 și treaba lor dorm puțin. Să știți. După 50 și treaba lor de ani. Nu e o problemă să plecăm la 4 dimineața. V-am dat însă aceste segmente ale vieții pentru a înțelege și nu v-am ținut o predică. Puteam să vă țin o predică din multele pe care vedeți că le-am consemnate aici. Pentru că predici auziți tot anul. Dar într-o zi ca și aceasta, aș vrea să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu. Aș vrea să recunoaștem că Dumnezeu există. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că toți suntem niște păcătoși și avem iertare, avem nevoie de iertarea pe care nu o dă biserica, nu o dă confesiunea, nu o dă faptele bune, ci iertarea și mântuirea sunt opera 100% a lui Dumnezeu. Glorie Lui. Și că de tine și de mine
depinde ce voi face. Eu am avut tăria să renunț la tot. Să renunț la profesie, să renunț la poziții sociale, să renunț la familie, să renunț la prieteni, să renunț la neam. Vorbesc de verișori și de rudenile mele de sânge. Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Sigur că veți spune, de unde să învăț și eu toate astea? Credeți că eu am terminat teologia? Credeți că am avut atunci teologia sau sociologia sau științele politice? De asta știu lucrurile acestea? Am pus mâna pe această carte. Și dacă te mai îndoiești că ea este Cuvântul lui Dumnezeu, am să-ți dau un exemplu. Luat din istoria contemporană. La 6 august 1945, în premieră, asupra orașelor japoneze, Hiroshima și Nagasaki, au fost aruncate primele 2 bombe atomice. 6 august 1945. La Nagasaki exista o bibliotecă faimoasă, numită Biblioteca Nagano. O bibliotecă care adăpostea manuscrise rare, papirusuri foarte, foarte, foarte vechi. Și americanii în cinismul și cu cinismul care îi caracterizează, au trimis după lansarea bombei atomice la Nagasaki o echipă de specialiști în radiații și efecte nucleare condusă de arheologul dr. profesor Edward Hamlin de la Universitatea din Iowa. 3 săptămâni cu costumele antiradiații specifice anului 45 au prelevat, au luat probe de sol și încheiau rapoarte. Vă reamintesc că efectul a fost devastator. Și astăzi când se vede filmul luat din unul din aparatele de zbor care au lansat aceste bombe, omenirea este îngrozită. Dar generația noastră ar trebui să fie mai îngrozită. Știți de ce? Specialiștii de la Pentagon au calculat că dacă la ora aceasta s-ar produce o conflagrație nucleară, încărcătura nucleară acumulată ar distruge planeta Pământ cu cele 6 miliarde de burți aflate pe ea, adică de ființe vii, ființe raționale, ar distruge-o, vă rog să vă țineți respirația și să vă deschideți senzorii auditivi, de 375.000 de ori. Deci Pământul, cu tot ce este pe el, dacă s-ar declanșa o conflagrație mondială, ar fi distrus de 375.000 de ori. Știu ce veți spune unii. Vă citesc foarte bine. Specialitatea mea e în comunicare. Ai, domnule. Eu nu cred. Tu nu crezi? Păi știi cum se va termina istoria acestui pământ? Prin apă? Oliver. Nu. Curcubeul este semnul că Dumnezeu nu va mai distruge lumea prin apă. Și eu n-am venit să vă sperii, Doamne ferește. Pentru că cei ce sunt al lui Iisus Hristos vor trece biruitor peste toate. Dar Pământul ne spune 2 Petru 3, cu tot ce este pe el va arde. Citiți acasă Epistola a 2-a lui Petru, capitolul 3. Și mulți au venit și au spus, eu nu cred. Și vin acum specialiștii de la Pentagon și spun, nu odată, nu de 1000 de ori, de 375.000 de ori. Și revin la Nagasaki. După 3 săptămâni, după 3 săptămâni, asistentul profesorului Hamlin a descoperit singurul element care a atestat că acolo cândva a existat o bibliotecă. Singurul obiect găsit la Nagasaki, știți care a fost? O Biblie intactă cu caractere japoneze. Intactă. Și au scris în procesul verbal. Raportăm Congresului Statelor Unite, Forul Suprem și președintelui Statelor Unite, că singura dovadă a existenței vieții în Nagasaki a fost o Biblie. Și acum vă întreb, fără a fi teologi, profesori, ci oameni cu frică și temere de Dumnezeu, întâmplare? Poftim? Minune? Și una și alta? Nu. Ci e ceea ce spune
Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Puterea în greacă este dunamis, dinamita lui Dumnezeu. De aceea această dinamită o iubesc, pentru că mi-a schimbat viața. Această dinamită stă și la dispoziția ta. Dacă nu o ai, cer eu fratelui Alin. Cer eu fratelui Oliver. Citește-o. De ce? După această carte vom fi judecați toți. Dumnezeu nu ține seama de vremurile din știință, ci poruncește right now, cum zice americanul. Acum, tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Să nu vă fie rușine de pocăință. Ea este porunca lui Dumnezeu. Când vom avea, atenție, președinți pocăiți, prim-ministri pocăiți, general și ofițer pocăiți, șef de la DNA pocăiți, primari pocăiți, mecanici auto pocăiți, frizerițe pocăiți, asistente medicale pocăiți, medici pocăiți. Imaginați-vă, acum facem foarte mult. Toți medicii creștini pocăiți în România, noi îi folosim în satele din Oltenia, din Muntenia, din Dobrogea, unde e sărăcie, sărăcie, așa cum ați văzut acolo pe ecran. Și oamenii ăștia cu banilor cumpără medicamente și merg în satele cele mai sărace din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, și merg la femei, la bărbați, la bătrâni și fac consultații și le distribuie medicamente în numele Domnului Iisus Hristos. Oameni care nu au fost de 40 de ani la un consult. Femei care nu au fost de 50, de 60 de ani la un consult. Fac operații de cataracte. Acolo, în laboratoare mobile. Gândiți-vă ce ar însemna România. Credeți că Germania a ajuns ce este datorită lui Adolf Hitler sau generalului Bismarck? Cancelarului Bismarck? Sau lui Goethe? Sau lui Brahms? O, nu. Credeți că Austria a devenit ce? Credeți că Norvegia a ajuns ceea ce este datorită, știți, datorită cui a ajuns și Anglia și America și atâtea și atâtea state înaintea noastră? Datorită acestei cărți. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng cuvântul tău. Mă opresc aici. Eu aș putea să continui. Simt o comunicare și o căldură pe care mi-o transmiteți și aceasta vine de la Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă răsplătească. Aș vrea să înceapă revoluția spirituală, dacă nu în România, cel puțin în mediul rural, de la Sfânt Mihaiu Germană. Pentru asta este nevoie fiecare dintre noi să ne încredem în Dumnezeu. Amen. Să credem că El există. Pentru că restul, poți să pierzi averi și ranguri, bogății în rai cu spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Dați-mi voie acum în încheiere, pentru că în cer eu nu o să mai predic. În cer se va cânta. Amen. Și atunci când nu am așa leviți la toate manifestările, eu mai și cânt. Îmi dați voie să dedic această cântare României și românilor din Sfânt Mihai și sârbilor. Și rog pe frații leviți să se apropie de instrumente, să-și câștige viața veșnică. Și cu ajutorul fratelui Vasile, apoi sigur ei vor prelua ștafeta. Eu vă mulțumesc din toată inima, mulțumesc domnului primar, mulțumesc fratelui meu scump și drag prietenului Ali, lui Oliver. Este o cântare care pune o întrebare. Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatălui e Dumnezeu? Eu am să rog să... Eu nu le pot spune ca excelența sa, levitul șef Vasile, mi minor, sol major, dar răspunsul să ia după mine, că eu sunt un urechis șef. Știi tu cine este Iisus? Știi de unde venie? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatălui e Dumnezeu?
să jertfim. Cerei și-ți va da viață în dar. Iubește să fii fericit. Iubește, o, iubește, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cerei și-ți va da viață în dar. Iubește să fii mântuit. Știi că îngerii din slavă sunt uimiți de jertfa lor. Privind